Format dintr-o echipă tânără, Trustul de Presă aduce în fața publicului emisiuni medicale, informative, talk show-uri, dar și emisiuni de muzică populară. La acest aniversar, sighetenii transmit întregii echipe urări de bine. TV Sighet? Da. Ce emisiuni urmăriți? Cu folclorul. Emisiuni de... cu Rodica Verdeș sau cum o cheamă, nu știu. Mariuca Verdeș, da. Da. Cum se pare emisiunea? Și știrile. Știrile TV Sighet. Interesante, de actualitate. Vă plac programele noastre? Da, îmi plac. Ce ați dori să mai urmăriți la TV Sighet? Emisiuni cu copii. Cum erau mai de mult. Erau acele emisiuni cu copii foarte frumoase. Lucrez la grădiniță și de asta. Trustul de Presă aniversează 8 ani de existență. Ce le urați colegilor noștri? Ce le urez? Succes, la mulți ani și cât mai multe emisiuni frumoase. În Sighet, da. Urmăriți TV Sighet? Te urmăresc zilnic. Ce emisiuni urmăriți la TV Sighet? Muzică populară mai mult. Îmi place mie maramureșanii noștri, că noi așa am crescut, nu? Toată lumea ne iubește pe noi. La știrile TV Sighet vă uitați? Da, în toate zilele mă uit. Cum vi se par? Foarte de omnie. Nu că știi mai de omnie cață, nu știi mai de omnie, dar mai cum să cade. Ce ați vrea să urmăriți la TV Sighet? Ce să zine mai bun, dar muzica populară îmi place mai mult. Multă sănătate și mulți ani fericiți. Să ajungă și ei 83 de ani tăți. Dar tăți, de la cel mic la cel mare, să alții și alții le pot dora. Trustul de Presă aniversează 8 ani. Ce urări le faceți colegilor? Personal îi urez să fie mai... să dea mai multe știri din zona noastră istorică și adevărate, bineînțeles. Probleme, lucruri bune, interesante pentru populația, mai ales din zona Sighetului și pentru că e aparține Sighet, din zona Sighetului. Și cât mai multe știri și... Asta e primul lucru care la TV Sighet să nu-i la știri. Cum vi se par știrile? Foarte bune, foarte bune. Alte emisiuni urmăriți? Știți ce programe mai avem? Nu, numai atâta știu. Ce ați dori să vedeți la TV Sighet? Să fie mai multă, multă reclamă, să fie de la, dacă început la 6, să fie până la 7. TV Sighet aniversează 8 ani de activitate. Ce le urați colegilor noștri? Multă sănătate și în continuare. La ce emisiuni vă uitați? La Sighet, nu. La ce emisiuni? Mă uit la știri mai mult. Cum vi se par? Nu, bune, nu. Ar trebui și mai bune să fie. Așa, filmați-mă că sunt femeie frumoasă. Așa. Sunt 8 ani de activitate. Ce le transmiteți colegilor noștri? Sănătate, că e mai bună decât toate. Eu asta le doresc la toată lumea. TV Sighet? Da, urmărim. Da, da. Care e treaba? Ce emisiuni știți de la TV Sighet? Da. La ce vă uitați? Astea mai politice. Și îl urmărim pe ăla cu programul ăla istoric, la Ciopov, capitanul pe la grăniceri. La știri vă uitați? Mai puțin. Când mă uit la alea mari, televiziunile mari. Ce ați vrea să vedeți la TV Sighet? Ce programe ați vrea să urmăriți? Păi, de exemplu, aș vrea să vedeți rodământul cu corupție, care va fi rodământul. Până la urmă, cred că or câștiga parlamentari. TV Sighet aniversează 8 ani de activitate. Ce le urați colegilor noștri? Multe știri bune și să aibă succes. Zilnic, grupajul de știri TV Sighet este urmărit de telespectatori din întreg Maramureșul, de un public fidel. Se bucură și emisiunile cu caracter informativ Maramureșul Azi, realizată de Gheorghe Paul Sanislo, Actualitatea Maramedia, realizată de Oana Dulf, Realitatea din teren, de Ionița Ilieș, Doctor pentru Sănătatea ta, realizată de Narcisa Chișiu și emisiunea în limba maghiară, realizată de Pani Pongraț. Nu lipsesc din grila de programe emisiuni de divertisment, precum Zestra Maramureșului, realizator Măriuca Verdeș sau Dedicații populare, realizată de Adrian Sabadâș. Atila Cantor stă în spatele emisiunii radiofonice Flavor of the 90s, iar tânărul Mihai Petrețchi realizează emisiunea Repriza de Sport pe 89,3 FM. La această aniversare, echipa TV Sighet mulțumește publicului pentru fidelitate.